Salutare, dragii mei, Tauri! Și bine v-am regăsit la Zodiacul lunii August de data aceasta. Dacă dorești să afli care sunt previziunile tale pentru luna August, o să te rog să rămâi alături de mine. Bun, dragii mei, haideți să vedem care sunt mesajele îngerilor în primul rând. Ce înger dorește să îți transmită un mesaj foarte important pentru tine luna august? Ce este nevoie pentru tine să cunoști? Acesta este mesajul pentru tine. Mesajul vine de la îngerul Fiona. Imediat îți citesc. Acum, fiindcă ai chemat îngerii în ajutor, deschideți sufletul să primești călăuzire și sprijin divin. Meriți ajutor din ceruri. Iată, dragul meu, Taur, un mesaj foarte profund pentru tine. Este posibil să fi trecut printr-o situație emoțională mai puțin plăcută și să te fi simțit abandonat în această perioadă, însă nu ești abandonat. Nu ești deloc abandonat. Îți voi transmite care este piatra norocoasă pentru luna august. Poate ar fi bine să ai această piatră pe lângă tine în această lună. Aceasta este. Piatra ta pentru luna august este sodalitul care vorbește despre adevăr, îți transmite să. Spui adevărul, să fie adevărat, să fie real, să nu te minți în această situație. Iată, sunt două mesaje foarte profunde pentru tine. Este clar, dragul meu, Taur, că ai trecut sau treci printr-o situație, din punct de vedere emoțional, mai puțin plăcută. Și ori nu cunoști adevărul în această situație, dar vrei să-l afli, îl cauți, ori ai ajuns la concluzia că. Te-ai mințit foarte mult. Te-ai mințit, ai crezut într-un vis, ai crezut într-un ideal, nu s-a întâmplat și acum suferi. Piatra sodalitul te va ajuta să te pui pe picioare. Poate ar fi bine, repet, să ai această piatră aproape de tine în luna august. Energetic te va ajuta să vezi adevărul, te va ajuta să vezi situația aceea pe care tu. Doresc să -ți o clarifici. Hai să vedem care sunt și mesajele tarotului. 2 de băte. Avem aici un taur care este extraordinar de dezamăgit. Iată, la baza pachetului avem acest 3 de spade. Vorbim despre o trădare, vorbim despre minciună, vorbim despre iluzii. Cineva care ți-a creat o iluzie, ți-a promis că totul va fi bine și nu a fost. Și în, în această perioadă ești puțin melancolic, iată, doi de băte. Ce mi arată mie faptul că te gândești să pleci. Există aici o persoană care a fost înșelată. Te simți înșelat, te simți strădat. Simți că ți s-au vândut numai iluzii în toată această relație. La baza pachetului 3 de spade, după cum ai văzut, 4 de spade, 4 de bute și 9 de spade. Dragul meu, Taur, toată această relație ți-a dat bătăi de cap foarte, foarte mari. Este nevoie să faci o pauză, este nevoie să nu mai gândești atât de mult pentru că am senzația că întorci toată această situație pe toate părțile posibile. Patru de spade arată nevoia de meditare, nevoia de liniște, de pace. Retrage-te din situația aceasta. Pentru unii dintre voi s-ar putea ca o persoană din familia voastră să vă fi pus aceste bețe în roate sau să vă fi certat cu, cu ea. Da? Pentru mulți vorbim despre o situație care vine din trecut. Deci vine din trecut și în prezentul tău tot te afectează. Deși ai spus că nu o să te mai lași afectat, ai spus că o să treci peste și așa mai departe, se pare că nu se întâmplă deloc ceea ce tu îți dorești, pentru că nouă de spade mi arată că încă ești bântuit de această persoană. Încă este acolo ca și energie, încă îți face rău și nu știi cum să rupi această legătură. Doi de băte, iată, dorința ta de a pleca. Dorința ta de a pleca, dar nu știi cum să o faci și ți este teamă de ceea ce vei lăsa în urma ta. Îți este teamă să închizi capitolul acesta. Pentru că nu știi ce te așteaptă în față, nu știi ce te așteaptă în viitorul tău apropiat. Însă, îți spun eu ce te așteaptă. Ai un nou decupe, ce arată faptul că toată această situație prin care tu treci are rezolvare și că te vei simți foarte bine și te vei simți foarte împăcat cu situația atâta timp cât o accepti și atâta timp cât pleci sau stai departe de ea. Nouă de cupe arată faptul că trebuie să te interiorizezi, trebuie să fii mult mai atent acum la nevoile tale, la ceea ce ai tu, la structura ta. Nouă de cupe arată că trebuie să fii mândru de ceea ce ești, trebuie să fii mândru de ceea ce ai creat, poate și din punct de vedere profesional, vorbesc aici, nu numai din punct de vedere spiritual, sufletesc, da? fi mândru de tine nu lăsa pe ceilalți să te doboare, nu-i lăsa pe ceilalți să îți pună piedici în drumul tău. Tu trebuie să știi cine ești. Doi de cupe, iată visul pe care tu l-ai avut cu această persoană. Într-o altă ordine de idei există tauri printre voi care în luna august își vor întâlni acest suflet pereche. Vorbim despre o persoană cu care tu te vei înțelege foarte bine, cu care vei colabora foarte bine, aveți impresia că vă citiți gândurile, emoțiile, nu vă puteți ascunde sau, cel puțin, nu vă mai puteți ascunde unii de ceilalți. Nu vă mai puteți ascunde unul de celălalt. Avem aici o chimie extraordinară a emoțiilor în luna august. 9 de monede. Cavalerul de Cupe și Regina de Monede. Două cărți de monede care mie mi-arată faptul că persoana aceasta este mai tânără decât tine, băiatul acesta, bărbatul acesta este mai tânăr decât tine și admiră foarte mult la tine independența financiară pe care o ai, dar și faptul că ești foarte puternică. Admiră la tine situația financiară, cariera pe care tu ți-ai construit-o, încearcă cumva să te cucerească pe partea aceasta, încearcă să-ți spună vorbe frumoase, Încearcă să te ademenească, să facă din tine un idol, dar să știi că ai sunt și ceva interese materiale. Da? Poate susi persoana aceasta, poate cumva o hrănești cu o anumită energie. Oricum, clar este că bărbatul acesta are ceva de învățat de la tine, are o lecție pe care o va învăța în luna august august și septembrie totodată. Vorbim despre planificare financiară, vorbim despre organizare din punct de vedere financiar, vorbim despre un confort pe care tu-ți-l dorești. S-ar putea ca în luna august să-ți achiziționezi produse noi, să-ți achiziționezi ceva modern, ceva de care să fii mândru, să fii mândră, pentru că este cumpărat din banii tăi și cred că este un lucru pe care tu-ți l-ai dorit foarte, foarte mult. În alte cazuri putem vorbi despre achiziționarea unei case sau a unui teren. De ce nu? Oricum, investiții investiții văd în luna august și într-adevăr această dezamăgire în dragoste părerea mea este să te retragi puțin, să ai mai multă grijă de tine și să încerci să faci lumină în toată situația aceasta. Încearcă să privești totuși adevărul. Da, Nu uita și de mesajul Pietrii Sodalitului spune întotdeauna adevărul și trăiește întotdeauna în adevăr, dacă vrei ca lucrurile frumoase să vină spre tine. Acestea sunt mesajele mele pentru voi, dragii mei tauri. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați fost alături. Dacă v-a plăcut clipul acesta, nu uitați să dați un like și un share, pentru că pe mine mă ajută foarte tare. Și până data viitoare vă urez toate cele bune și nu uitați să aveți foarte mare grijă de voi.